Bună ziua, domnul deputat Vlad Varga, unul dintre candidații la președinția Tineretului Național Liberal, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră și să-l cunoaștem pe Vlad Varga, candidatul la președinția Tineretului Național Liberal. Cine este Vlad Varga? Înainte de a fi om politic, pot să spun că sunt un tânăr nemulțumit de traiectoria și de viteza de dezvoltare a României. Înainte de a fi om politic, sunt antreprenor care crede că educația și munca stau la baza reușitei, la baza succesului. Înainte de a fi om politic, cred că implicarea este, de fapt, fundamentul oricărui lucru realizat. Și ca om politic, bineînțeles, am o vechime de peste 13 ani în Partidul Național, actualul Partid Național Liberal. Am început încă de când eram elev la organizația de elevi, organizația de studenți, organizația de tineret și după aia la organizația municipală și județeană la nivelul județului Arad. Fac parte din Biroul Permanent Național al Organizației de Tineret și în trecut am făcut parte din Biroul Permanent Național al Organizației de Studenți. Am fost director de cabinet la domnul deputat Nițo Adrian. Am fost consilier municipal și, bineînțeles, cu susținerea TNL Arad, am ajuns să deschid lista pentru Camera Deputaților în 2016. Am terminat ecologie și protecția mediului, de aceea și în Camera Deputaților sunt membru în Comisia de Mediu și Echilibru Ecologic. Am terminat management și destul de multe cursuri de perfecționare pe sfera în care mi-am desfășurat activitatea, încă mi-o desfășor, dar într-o parte mai mică, în zona societății civile. Am înființat mai multe organizații non-guvernamentale, printre care și Centrul Județean de Voluntariat, Centrul de Excelență Asociației Educației la nivelul județului Arad, cu care avem foarte multe proiecte prin care de fapt implicăm și dezvoltăm abilitățile tinerilor de la comunicare până la zona managerială. Care este cea mai mare realizare de care sunteți mulțumit? Care v-a adus cea mai mare bucurie? Cea mai mare bucurie și cea mai mare realizare pe care eu pot să spun că am avut-o a fost faptul că am dezvoltat Centrul Județean de Voluntariat din Arad, în jurul căruia am coordonat o echipă, am lăsat în urmă o structură solidă, o structură care pregătește și astăzi tineri pentru viitor, care implementează și derulează proiecte și programe atât de tineret, culturale, sportive. Iar la nivelul municipiului Arad am lăsat câteva concepte de evenimente în spate care, de fapt, ele în momentul de față sunt ediții. Aș putea să spun, de exemplu, am reușit să strângem în 3 săptămâni, eu știu, o tonă jumate de monede de la cetățeni și să renovăm o secție la pediatrie. Am reușit să dăm un semnal pentru tinerii din licee, grădinițe și școlile generale privind colectarea selectivă și anual organizăm proiecte. Am avut un proiect prin care acum, în momentul de față, ne omologăm pentru cartea recordurilor cel mai lung șir de dopuri PET din lume.
Avem proiecte sportive, Red Run cu cursa moșilor de Crăciun. Majoritatea proiectelor au și o zonă socială, cei care participă donează sau sprijină o acțiune pe care noi o selectăm an de an. Și în ultimul rând, proiectele care le-am implementat cu finanțare europeană, cele de dezvoltare personală, atât a cadrelor didactice, cât și a tinerilor din școlile generale și din licee. Astea sunt câteva proiecte, de fapt fiecare proiect e în sufletul meu, mă bucur de implementarea lui și de fapt de rezultatele concrete pe care le vedem după ce ele s-au finalizat. Revenind la candidatura dumneavoastră la președinția Tineretului Național Liberal, care este proiectul dumneavoastră politic? Ce planuri concrete aveți și de ce ar trebui să vă voteze colegii din Tineretul Național Liberal? În primul rând, am decis să intru în această cursă datorită faptului că sunt pregătit să-mi asum funcția de președinte al organizației de tineret, atât prin experiența pe care am acumulat-o, dar și prin calitatea celor cu care doresc să colaborez. Îmi asum această candidatură printr-un proiect. Moțiunea mea se intitulează Implică-te cu TNL. Mutăm accentul de pe a fi pe a face, pentru că tinerii liberali, de fapt, ei sunt cei care trebuie să arate că trebuie să folosim mai puțină retorică, mai puțin și să dăm sens lucrurilor prin proiecte concrete. Moțiunea mea are și o parte introductivă prin care de fapt eu și echipa cu care candidez arătăm starea de fapt și care este situația reală în România privind implicarea tinerilor, șomajul în rândul tinerilor, partea, prezența tinerilor la vot. De acolo sunt și principalele obiective pe care le are moțiunea. Să atragem tinerii în Partidul Național Liberal, să pregătim tinerii în Partidul Național Liberal și ulterior să promovăm tinerii în Partidul Național Liberal. Promovarea tinerilor în Partidul Național Liberal nu înseamnă neapărat doar să-i propulsăm pe o listă la Consiliul Local sau Consiliul Județean, pentru că în zona politică Partidul Național Liberal are nevoie și de tineri profesioniști, tineri implicați, tineri dornici de muncă, iar resursa umană de care are nevoie partidul se află în organizația de tineret. Care sunt cele mai importante nume care se regăsesc pe lista dumneavoastră de susținători? Toți sunt importanți. Dați-ne măcar 2-3 nume mai importante. Aș putea să încep cu cei care deschid lista. Aș putea să spun că Adrian Nojianu, președintele IEP, este unul dintre susținătorii mei. Și ulterior voi începe cu organizații, n-aș vrea să dau nume. Clujul este alături de mine, 4 sectoare din București sunt alături de mine. Dacă vreți le și spun ce care. Ce sectoare nu sunt alături de dumneavoastră din București? Păi nu au semnat moțiunea mea, sectorul 3 și sectorul 6. Și atunci putem merge în țară de la Arad, Timiș, Hunedoara, Alba Iulia și venim spre Moldova, Botoșani, Bacău. Avem din toate zonele.
Acest lucru se și datorează faptului că oareșcum această competiție internă arată într-o balanță că fuziunea încă la organizația de tineret încă este în procedură de realizare. Cam organizațiile foste, organizațiile tineret și ale foste organizațiile tineret s-au pus bloc în spatele unor candidați. Dar sunt și surprize, bineînțeles că până în 22 octombrie fiecare candidat va încerca să negocieze cu toate organizațiile din țară, atât eu cât și contracandidații mei, pe cât posibil încercăm să ajungem în teritoriu la alegerile la nivel județean. Din păcate, nu putem ajunge în toate organizațiile pentru că unele se suprapun cu altele. Ce ne puteți spune despre relația dumneavoastră cu primarul din Arad, domnul Gheorghe Falcă? În ce măsură vă susține acesta în cursa pentru președinția Tineretului Național Liberal? Relația cu primarul municipiului Arad este una bună. În primul rând, primarul de Arad, domnul președinte Gheorghe Falcă, a fost unul dintre susținătorii mei când am fost votat de către biroul județean pentru a deschide lista pentru Camera Deputaților. Eu fac echipă cu organizația județeană de mai bine de 13 ani. L-am informat și am cerut sprijinul domnului primar, dar în principal eu m-am axat în această campanie pe legătura pe care o am sau mi-am creat-o timp de 13 ani de zile la organizația de tineret, legătură care este una puternică, una solidă, bazată pe proiecte comune, pe relații personale, pe deplasări, pe schimb de experiență în diverse proiecte, legături care sunt destul de puternice și nu cred că unele dintre ele pot fi desfăcute de aranjamente politice sau de oricare intervenție a unor seniori. Se înscrie domnul Falcă în lista dumneavoastră de susținători? Nu s-a înscris pentru că a depășit vârsta de 35 de ani. Probabil se înscria. Sunteți la primul dumneavoastră mandat de parlamentar. Cum ați fost primit în legislativ? Ce proiecte aveți în desfășurare? Chiar dacă sunt la primul mandat de parlamentar, foarte ușor m-am integrat alături de colegii care aveau mai multe mandate, am fost sprijinit. În prezent sunt în topul celor care au o activitate bogată în Parlament. Chiar dacă nu a fost un țel anume să fiu în topul celor care se implică atât în zona de prezență, cât și la interpelări, întrebări, inițiative legislative inițiate, luări de cuvânt în plen, prezențe, amendamente la comisii și mai departe. Pot să spun că la întrebări și interpelări sunt pe primul loc. Cred că fac cu nervii cei care trebuie să-mi răspundă, dar în principal întrebările pe care eu le adresez, de fapt, ele sunt baza unor construcții de modificare legislativă. Am inițiat până în prezent singur ca și inițiator, ca și semnatar al justificării proiectului de lege, 5 proiecte legislative, bineînțeles sprijinit de colegii liberali care au semnat lista de susținere a proiectelor, proiecte care momentan se află în dezbatere, o parte dintre ele au primit deja avizul Consiliului Legislativ. Unul dintre ele a și trecut de Comisia Economică din Senat cu aviz favorabil și, bineînțeles, și în această sesiune parlamentară
Am deja creionate încă trei proiecte de lege pe care o să le depun. Proiectele pe care le-am depus vizau de fapt interzicerea exploatării forestiere în parcurile naționale, pentru că v-am spus, eu am terminat ecologie și protecția mediului și sunt și în comisia respectivă, iar în parcurile naționale din România, care au fost trasate cum au fost trasate, sunt reale probleme de administrarea habitatelor. Am pus un proiect de lege care a primit aviz favorabil și de la Comisia Economică, Industrie și Servicii din Senat. E cel cu realizarea infrastructurii de stații de reîncărcare a mașinilor electrice până în 2020, administrațiile locale și benzinăriile cu mai mult de 16 pompe trebuie să asigure și să dezvolte stații de reîncărcare pentru mașini electrice. Totodată, acest proiect este unul la care se țin foarte mult, pentru că de fapt el contribuie la scăderea emisiilor gazelor de seră. Am mai introdus un proiect tot în zona de mediu, modificarea legii 211 privind regimul deșeurilor pentru cei care abandonează deșeuri la marginea localităților. Și în sesiunea aceasta parlamentară vreau să depun o modificare legislativă pentru legea 350, legea finanțărilor nerambursabile pentru organizațiile de tineret. Trebuie reactualizată, pentru că legislația achizițiilor s-a tot modificat și avem nevoie de o legislație solidă care să vină în sprijinul organizațiilor non-guvernamentale și a tinerilor care doresc să implementeze proiecte. Și pe cealaltă parte, legea 60-61, cea care limitează de fapt programul de desfășurare a evenimentelor publice până la ora 23. Eu consider că la nivel național, pentru anumite evenimente de interes regional sau național, se poate da o dispensă de către administrația locală și organizatorul evenimentelor să nu fie tras la răspundere pentru gălăgie. Că despre asta e vorba, perturbarea ordinii publice după ora 23. Evenimente mari din România și concerte care de fapt atrag turiști, ele de fapt sunt tolerate de multe ori alte evenimente, poate puțin mai mici, primesc din start amendă sau li se închide evenimentul pentru nu primesc aprobare, pentru că această lege nu este destul de clară. Care considerați că este cheia succesului? Pe plan profesional, cheia succesului este, de fapt, din punctul meu de vedere, este munca susținută de implicare, educația. De fapt, trebuie să ne formăm continuu și să studiem continuu pentru a fi întotdeauna pregătiți, determinarea, curajul și, de ce nu, adevărul. Care este modelul de politician care vă inspiră? Model din România sau din străinătate? Și din România și din străinătate. De exemplu, din PNL aș putea să spun Ionice Brătianu, iar din străinătate, contemporan cu mine, aș putea să spun că mie îmi place foarte mult prestanța și discursul fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama. Ce spunem despre modelul Iohannis? Este un model pentru liberali? Domnul președinte Iohannis este un model pentru liberali. Nu doar un model, este și un reper. Nu doar ca și președinte, ci și ca și primar al Sibiului.
putem spune că putem învăța atât administrație, da? De la dânsul putem spune că putem învăța și diplomație. Putem spune că avem de învățat ceea ce înseamnă curajul și să reușim întotdeauna să transmitem celorlalți ceea ce înseamnă corectitudinea. Ce relație aveți cu liderii Partidului Național Liberal? Cu domnul Orban, spre exemplu, ce relație aveți? O relație de colegialitate. Pe domnul președinte Orban îl cunosc înainte de a fi deputat. Am fost unul dintre semnatarii moțiunii domnului Orban, dar cum nu am candidat la nicio funcție de birou, din birou executiv, putem spune că avem doar o relație de colaborare. Nu se pune problema că am putea fi supărați, certați. Nu cred că se pune problema să fiu între cei care candidează și nu are acceptul dânsului. În ce măsură vă susține dânsul în cursa aceasta pentru... Eu cred că în aceeași măsură în care susține și pe ceilalți doi candidați. Eu cred că domnul președinte Orban este garantul respectării statutului și a regulamentului partidului. Eu cred că domnul președinte Orban este un președinte care își dorește o competiție a proiectelor, a ideilor în organizația de tineret, pentru că de fapt ea este de fapt o școală politică. Domnul președinte Orban, la școala de tineret pe care am organizat-o, am participat anul acesta la Eforie, a transmis clar un mesaj de libertate pentru tineri, un mesaj prin care organizația de tineret își pot alege președintele după bunul plac, buna negociere. De aceea mergem toți trei candidații în organizații. Într-adevăr, pentru ca să reușești să ajungi toate organizațiile, e destul de greu și atunci majoritatea încearcă să-și organizeze întâlniri și în afara acelor evenimente. Acele întâlniri pot fi înlesnite și de alți colegi, foști colegi, colegi parlamentari. Eu până în acest moment am la alegerile la care am participat, reprezentanții sau liderii locali ne-au primit pe toți trei, ne-au tratat în aceeași măsură. Nu cred că Organizația Națională a Partidului are vreo preferință. Vreau să cred că Tineretul Național Liberal este și va fi o organizație independentă, dar într-adevăr va furniza Partidul Național Liberal tineri pregătiți, tineri profesioniști, tineri care poate să facă față provocărilor și de fapt oricăror proiecte pe care partidul le vrea, dar Organizația Națională de Tineret trebuie să fie una care își decide singură soarta. De aceea Organizația Națională de Tineret este una dintre cele mai puternice organizații, pentru că se bazează exclusiv pe implicarea tinerilor. Un mesaj pentru tineri? Să fie implicați, să fie hotărâți, să-și pună întotdeauna ținte, pentru că fără ținte nu există rezultate. Domnule Glad Varga, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru.
Vă doresc mult succes și vă mai așteptăm pe la noi ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Vă mulțumesc!